când aclamează o mare victorie, eforturile mele critice dau uneori rezultate. Fostul premier Victor Ponta a criticat extrem de dur guvernul pentru ce nu s-a raliat poziției statelor europene pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Ponta remarcă faptul că în ședința de guvern, de marți, a fost adoptat un memorandum în acest sens. Uite că eforturile mele critice dau uneori și rezultate. Și asta m-a bucurat sincer pentru că am fost invitat ca vorbele să fie transformate în fapte. Mă plângeam de curând că România nu sprijină eforturile Uniunii Europene pentru dezvoltarea inteligentei artificiale / ataca în guvern s-a găsit cu greu, e adevărat. Si o persoană inteligentă care să înțeleagă critica mea, si azi în România se alătura celorlalte țări europene. Mai bine mai târziu decât niciodată, arată Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.